Primarul Lucian Iliescu a anunțat în conferința de presă că nu a renunțat la proiectul pentru campusul universitar, iar acesta are șanse să fie realizat. Primăria a preluat primul corp de clădire din fostul sediu al centrului militar și se va ocupa de amenajarea acestuia, ca un prim pas pentru dezvoltarea învățământului superior la Giurgiu. E bine că am început să preluăm de aici, de la jandarmerie, din zona jandarmeriei, clădirea centrului militar, pentru că s-a mutat dincolo și știți că am preluat primul corp de clădire. Încercăm deja să-l băgăm în proiectare, să-l organizăm și să începem, așa cum e gândul nostru mai vechi, în niște ani, să se realizeze acest centru universitar care, datorită lipsei de sediu, acel Brie la Giurgiu nu mai există, a murit. N-am avut condiții, pe când dincolo la Ruse lucrurile merg bine, acolo există acest Brie, pentru că au avut zestre, au avut universitatea veche, au avut clădirile respective, au avut tot ce le trebuie. Proiectul pentru campusul universitar a fost gândit de conducerea primăriei cu mai bine de 10 ani în urmă. Municipalitatea intenționând să amenajeze acest centru în spațiile de la fosta unitate militară de pe șoseaua București. Ministerele de resort și conducerea Consiliului Județean, precum și cea a prefecturii de la acea vreme, nu au acordat sprijinul necesar pentru preluarea acestor spații. De data aceasta s-a reușit preluarea primei clădiri din această zonă, iar administrația municipală va demara reabilitarea acesteia în vederea derulării primei etape de realizare a campusului universitar.